În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iubiți credincioși, aceasta este tema Evangheliei de astăzi, pe care o citim întotdeauna de praznicul cinstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Într-una din zile Mântuitorului i-a întrebat, cum ar zice românește, franc: cine spun oamenii că sunt eu? Acum vă imaginați de ce a întrebat. N-a întrebat ca să afle el. N-a întrebat să facă vreun sondaj de opinie. N-a întrebat ca să afle cum stă cu imaginea în societate, ci pur și simplu a întrebat ca să ne dea nouă o lecție. Și ne-o dă în fiecare an. Să știți că, fără nicio exagerare, în fiecare an, când vorbesc despre Sfinții Apostoli, întotdeauna încep cu acest moto, pentru că vreau ca la sfârșitul vieții să văd când am atins mai bine punctul nevralgic. Și anume, i-a întrebat cine sunt oamenii, spun oamenii că sunt eu, și unii au spus, unii spun că ești prorocul, altul că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie sau altul dintre proroci. Și la sfârșit Mântuitorul a întrebat, dar voi cine credeți că sunt? Și așa cum era tradiția dialogului la evrei și nu vorbeau unii peste alții, l-au lăsat pe Petru, pentru că era mai în vârstă și era egal cu ceilalți, dar avea dreptul de a vorbi întâi. A spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și atunci Mântuitorul i-a spus, fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, ci voia Tatălui meu care este în ceruri. Iubiți credincioși, este foarte, foarte important să vedem ce au zis la început ceilalți, că se zicea, că se zvonea, se zice că ești Ioan Botezătorul. Păi, înseamnă că era o confuzie. Da, era o confuzie, dar confuzie în capul nostru. Noi credem că dacă atunci când se întâmplă o crimă, până în ora 5, la ora 5 aflăm de ea, cei din Ierusalim, la fel, când au aflat de crima de până în ora 5, când i s-a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, au aflat. Nu știau. Nu știau ce s-a întâmplat, decât că se dusese vestea că o să apară din nou Sfântul Ioan Botezătorul, și toți, după un an de zile de la incident, au crezut că, vezi, Doamne, acum este Ioan. Alții spuneau că este Ilie. De ce Ilie? Pentru că Ilie plecase cu căruța, nu s-a întors nici acum, o să se întoarcă înainte de sfârșitul lumii. Plecase luat de Dumnezeu cu carul de foc la cer. Sau altul dintre proroci. Este și Enoch, despre care știm clar că n-a murit și vine cu Ilie la sfârșit ca să regleze situația cu Anticrist. Asta zic că lumea despre care se spunea că zice, era oarecum în cunoștință de cauză, dar în cunoștință de cauză a vremurilor respective, adică fără Instagram, fără Facebook și așa mai departe. Lumea ce auzea, aia știa. Și pe românește putea să bage mâna în foc că e și drept ceea ce spun ei. Ei, dar Mântuitorul, când i-a răspuns lui Petru, i-a spus, fiule al lui Iona, nu trup și sânge ți-au descoperit și acestea. Deci e clar că al numi pe Hristos Fiul lui Dumnezeu celui viu nu era ceva omenesc. Iubiți credincioși, cam în mare, cam așa se înseilează problema zilei. Dar problema zilei în fiecare an se condimentează, să zicem așa, cu o pericopă, cum este astăzi, din miercuri de după Duminica I, după Rusalii. O pericopă care tinde să explice total ceea ce s-a spus în pericopa Sfinților Apostoli. Și anume, Mântuitorul le spune tot franc celor care erau lângă, zice, adevărat vă spun vouă, vor veni dintre cei care să mă întrebe, păi nu în numele tău am scos diavoli, în numele tău am înviat morți,
în numele tău am făcut alte minuni? Și atunci le voi spune, adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi. Ei, aici am vrut să ajung. Ca să zic că cine spun oamenii că sunt eu, despre Mântuitorul este foarte clar. A vrut să ne provoace. Și ca să înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun, o să vă transport puțin pe malul unei ape, unde un împărat a venit și în drumul său a găsit, mergând pe cale, un învățător cu ucenicul său. Și când a văzut el că se întâlnește cu învățătorul, el, dita mai împăratul, care știa și ce personalitate este învățătorul pe care l-a întâlnit, a zis, vai, dar nu trebuia să ieșiți în întâmpinarea noastră. La care învățătorul zice, luminăția ta, noi treceam pur și simplu pe aici. După aceste mici amabilități, a plecat fiecare în calea lui. După o bucată de vreme, ucenicul a tras de mânecă pe învățător, zice, nu te supăra, maestre, dar chiar era cazul să-l întristezi pe măria sa. Deci, de ce? Ce, dar chiar era cazul să-i spui că noi, de fapt, eram... Păi, să-l lași să înțeleagă. A, zice, nu, să spun și de ce am zis. De amăgit se putea amăgi și singur. Nu cumva este vorba de noi. De câte ori nu ne amăgim noi? Ne amăgim că în numele Tău, Doamne, am scos diavoli. Eu știu foarte mulți șefi în diverse direcții care, la un moment dat, crezând că oamenii sunt atât de loiali și atât de apropiați, s-au amăgit. Unii s-au amăgit toată viața și mai au încă de trăit viață, crezând că aceștia o fac din dragoste. De-abia când s-a întâmplat o descălecare sau o plecare pe o funcție mai jos, și-au dat seama că nu e chiar așa. De ce să ne amăgim și să nu ne trezim noi acum, când putem repara? Dar nu noi acum ca șefi, că nu suntem șefi, noi ca părinți. De ce să ne amăgim noi că ne ascultă copilul nostru, că suntem noi foarte inteligenți, că suntem noi foarte buni și știm cum să punem problema? Ia să fim mai atenți, nu cumva ne ascultă de frică? Pentru că în momentul în care ne ascultă cineva de frică, orică e copilul nostru, orică e vecinul nostru, orică e soția noastră sau soțul, acea ascultare este una de scurtă durată. Este una care la prima intersecție va zbura din cale, ori la stânga, ori la dreapta, nu va mai merge cu tine. De aceea trebuie să ne punem întrebarea, nu cumva noi suntem cei care ne identificăm înaintea Mântuitorului și spunem, nu cu numele Tău am scos diavoli? Adică, atunci când cineva a fost supărat pe mine, eu am făcut din numele Tău o platoșă și le-am arătat oamenilor ăstora cine e și așa mai departe. Nu trebuie să ne amăgim. Părintele Arsenie zicea, tată, lumea te bagă în seamă cât ești un nume. După care o vedea Dumnezeu ce mai face cu tine. Deci, uite, vă uitați la mine, să știți că nici eu nu scap de bătaie. Da, mai am barba asta, am experiența asta și când vine câte unul la mine, să mai uită și mai întoarce capul și în jos. Dar zice, nu vă amăgiți, tată. De aceea aș vrea ca mesajul sărbătorii de astăzi să fie acesta, să nu ne amăgim. Pentru că este foarte simplu diavolului să ne țină așa într-o stare de căldicei, de mulțumire. A, da, păi ce, băi, ai făcut și tu, da, dar cu numele lui Dumnezeu. Păi, bun, și acum unde ești, ca să vezi dacă Dumnezeul tău este aici? Vă mai aduceți aminte de, și de cel care, vedeți că ispita e și în partea cealaltă. S-a dus unul la biserică și era sărac cu ponosi și murdar și, vai, de capul lui, mirosea. După vreo două, trei duminici s-a făcut un comitet de bârf, așa, ca să ducă la părintele, paroh, părinte, paroh, uitați că vine ăsta, așa, vedeți, ne deranjează, că una, că alta. A ținut părintele o predică, după predică l-a luat pe omul pricina într-o parte, zice, nu te spune, tu te rogi la Dumnezeu? Da, și îți răspunde Dumnezeu, da, îmi răspunde. Uite, data viitoare, când te mai rogi Dumnezeu și îți răspunde, să-i pui o întrebare. Doamne, cum să mă duc la biserica la care mă duc? Și o să vezi că o să întreb, o să-ți spună el exact cum trebuie să vii, că vezi, la noi aici ne venim într-un anumit fel. Elitismul din noi, iar ne măgim.
Și bineînțeles că a doua duminică el a venit la fel. A venit la fel și comitetul, vă mai aduceți aminte de jocul acela țară, țară, avem ostași? Nu l-a lăsat să intre. Stai așa, să vină părintele. A venit părintele, da. Păi uitați că e la fel. A, da, zice, mă, ce ți-am zis? Ai făcut în tocmai și te-ai rugat, m-am rugat. Și te-a răspuns? Mi-a răspuns Dumnezeu. Și cum? Dacă ți-a răspuns, de ce ne-au luat măsuri? Păi ce mi-a răspuns? Eu l-am întrebat cum să mă îmbrac atunci când vin la biserica dumneavoastră și el a zis, eu n-am fost niciodată pe la biserica aia. S-ar putea ca noi așa de amăgiți să fim, încât să credem că ține de o anumită rânduială, că dacă facem întâi cruci mari pe lângă iconostas, fără să ne mai gândim că în spatele nostru mai sunt 50 de oameni care au întârziat, să zicem, și nu pot să mai sărute Evanghelia din cauza crucilor noastre, apoi să nu credeți că îi place lui Dumnezeu chiar așa ceva. Trebuie să ne cultivăm o modestie a lucrului făcut la vreme potrivită. Rugăciunea trebuie să fie îngăduința celuilalt. Rugăciunea noastră trebuie să știți că, ca să n-ajungă, cum zicea Părintele Arsenie, tipic, tipic și la inimă nimic, trebuie să fie trecută prin lucruri simple și de bun simț. Și atunci, întrebarea mai departe este următoarea, nu cine zic oamenii că sunt eu, ci cine știe Dumnezeu că sunt eu. Este foarte interesant lucrul acesta. Dacă ne întrebăm, să zicem că nu ne răspundem încă, poate vine o vreme în care să ne și răspundem, dar măcar să ne întrebăm, bă, dar Dumnezeu, care știe și pe alea și pe alealte, cine zice că sunt eu? Nu o să ne răspund așa în doi peri, că poate ești prorocul, poate ești nu, astea au căzut din start. Lumea are despre noi o imagine la care noi, din păcate, ținem mai mult decât este cazul. Acum, nici să nu ții la imaginea ta, nu este cazul să facem pledoarie, dar lumea ne prețuiește într-un anumit fel, dar ne prețuiește de cele mai multe ori în mod greșit, pentru că ne vede într-o conjunctură anume. Dacă ești pe o anumită poziție și, bineînțeles, că ai puterea pixului și cu o semnătură poți să schimbi destinul lor neamuri întregi, bineînțeles că o să zică, oh, dar sigur că aveți întotdeauna dreptate. Vă aduceți aminte de cel care a venit la un șef de stat și l-a rugat într-o noapte foarte, foarte stăruitor să-l facă premier. Și după ce l-a rugat o dată de două ori, de trei ori, s-a simțit bietul om care avea funcție foarte mare, care putea să-l facă premier, să-i dea un răspuns. Zice, uite care e problema, nu te pot face premier. E altcineva deja numit și o să afli. Dar îți dau voie să spui prietenilor tăi că ți-am propus și ai refuzat. Și aici e vorba de imaginea noastră. Dacă avem lumina care să ne dea voie să fim liberi, nu să fim așa cu ceea ce vrem să facem numai asta să se întâmple, cu siguranță că Dumnezeu ne va arăta și ne va echilibra balanța. Adică, cine cred eu despre mine că sunt eu, este o altă întrebare, pentru că s-ar putea ca noi să ne apreciem mai favorabil decât este cazul. Să credem că suntem, vezi, Doamne, foarte bine văzuți, să credem că cineva, dacă ne salută așa de departe, o face pentru că merităm, nu, probabil că salută funcția pe care o avem sau uniforma pe care o purtăm, astea sunt iar la amăgiri. Noi credem că pentru noi. Nu. Și atunci trebuie să facem pace între aceste trei întrebări. Cine zic oamenii că sunt eu? Cine știe Dumnezeu că sunt eu? Și cine știu eu însumi că sunt eu? Și aici, ca să vă traduc și în limbajul actual al testelor psihologice, sunt trei copaci. Mi-a zis cineva că s-a dus la psiholog că trebuia să-și ia o abdatare a carnetului de marinar. Și eu acum m-am apucat, bineînțeles, așa, să-l ajut în zic și ți-a dat o foaie și un pix. Da, da, da. Și cum ți-au ieșit pomii? Zice, părinte, de 20 de ani mă duc și fac testul ăsta măcar la 6 luni odată și niciodată n-am înțeles care-i treaba. Și atunci am tradus omului exact cu ceea ce v-am spus dumneavoastră. Cine
crezi tu despre tine că ești, cine cred oamenii că, și cine crede Dumnezeu că ești. Dacă tu vezi lucrurile într-un fel prima dată, aia este imaginea ta, și când să-l faci pe al doilea copac, deja te plictisești și la al treilea uiți să-i pui și rădăcini, bineînțeles că asta te-a citit. Că ești un om de paie și trebuie să mergi pe altă funcție. Mai în jos, nu mai în sus niciodată. Trebuie să fim atenți că această întrebare pe care să ne-o punem sincer în noi înșine este o realitate. Și asta nu se pune așa din 4 în 4 ani, din 10 în 10 ani, nu, se pune în fiecare zi. Când te trezești, zici, mă duc în cutare loc, da, acolo pe cine găsesc? Pe cutare, ăla ce crede mă despre mine că sunt? Trebuie să mă ridic la nivelul la care, dar acum mă străduiesc să fiu, nu să-mi iau așa o mască, cum își luau vechii antici și jucau piese de teatru cu o mască, ba râzând, ba plângând. Nu, noi nu trebuie să fim o mască. Trebuie să fim o față. De asta ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne întrebăm pe noi înșine. Să ne așteptăm să întrebe alții, bă, cine te crezi? Ci să ne răspundem noi cu sinceritate, Doamne, cine știi Tu că sunt eu? Sau cine cred oamenii că sunt eu? Că eu deja mă văd așa și pe dincolo. Aș vrea ca Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe care astăzi îi prăznuim, să ne trimită un duh de un duh care să ne dea a vedea cu totul și cu totul nu subiectiv. Pentru că dacă vedem așa numai din punctul nostru de vedere, s-ar putea să greșim. Să mai întrebăm din când în când, măi, cam cine zic oamenii despre mine sau ce mai lipsește? Că poate sunt oameni care nu pot să-mi spun în față. Sunt foarte multe posibilități în care să aflăm adevărul despre cine suntem noi. Pentru că asta este întrebarea pe care Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, ne adresează. Să ne întrebăm noi înșine despre aceste lucruri, pentru că vine judecata, mai repede sau mai târziu, dar vine cu siguranță, în care vom afla și ce știe Dumnezeu despre noi și ce credeau ceilalți despre noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca ceea ce știe Dumnezeu despre noi, să începem să aflăm și noi, că dacă rugăm pe Dumnezeu ne spune ce și cum despre noi, și atunci să facem astfel încât lucrurile să meargă spre folosul nostru. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.